Salutare! Bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un episod cu un joc foarte nou apărut. Eu sunt Duțu, e primul rând pe acest canal de YouTube. Am decis să-mi deschidem un nou canal pentru că restul au fost închise, adică cele din trecut. Iar astăzi, cât tot am văzut că e în trend acest joc care este horror, deși nu cred că o să fie foarte wow, o să jucăm The Man From The Window. Am văzut la câțiva YouTuber că l-au făcut. Nu m-am uitat la episod, am vrut să văd de unde l-au instalat și am zis să să-l jucăm și noi. Best. Așa, mai vedem pe aici câteva lucruri. Bă, hai să nu dăm volumul full. Interact. Lock. Ok. Haideți să-i dăm start game. Să vedem ce se întâmplă la acest joc. Ok. Se deschide ușa și... What the fuck? Ok. Vedem că eu... Cred că e un... e... ceva. Oh my God, am fost obosită. E mama re... e un iepure. Ok. A fost o zi lungă. Am ajuns târziu acasă. Nu mă dau bătute. Să puțin somn. Să mă trezesc târziu, cred, pentru a-i prepara breakfast-ul pentru copil, deși care copil. Opa! Ia uite-l! Junior, mama. De ce nu dorm la ora asta? Știi că ai școală mâine. Dar mama, the man from the book is gonna get... Nu parcă era the man from the window, adică... Nu era the man from the book, da? Ha. Ha? What man? What book? The man in my storybook. See? The man from the window. Give it here, yeah. Cred că aici scrie povestea lui. Da, nu cred că... Mă interesează... asta este una din cărțile scrise ca să te sperie, ceva de genul. Ești prea... mic ca să citești asemenea tâmpenii sau ceva de genul ăsta, o să ți sperie, da, o să te sperie mai pe scurt. Dar mama, am văzut, I really did. It's just a book, sweetie. Now get the cottontail off to bed right now. At this rate, you won't want to wake up in the... Huh? Maa! Tap, tap, tap. Mai rog ca pe ăla vreo Rafaela pe TikTok. Mama! Wow! Am făcut istorie, pijamați pe voi, de sclav toți trei! Pijamați pe voi, de sclav! Vorbește frumos, dragă! Vorbește frumos! It's him, he's out there. Calm down, Junior, whatever, whatever. Junior? Yes? Where did you get? De unde la cartea asta? Era pe masă când am venit acasă de la școală. Tu ai luat-o pentru mine, nu? Adică, corect? asta nu e bine. Și acum cred că ne intrăm în personaj. Ok, deci
Știu, doar un lucru, că trebuie să mă grăbesc și în 5 minute trebuie să mă grăbesc. Cum nu interacționez cu asta? Cum ies? Cred că așa. Junior. Ah, follow me. Și ce fac eu cu asta? Așa ce sunt prin camerele astea. Aș cred că e... Aola, nu trec, că-s prea mare. Cred că e camera lui ea. Opa! Ah! Da! Da, ascunde-te. Sunt speriat. Nu trebuie să fii. Totul să fie bine. Ok. Și se bagă Junior sub pat. Uite, îi vedem mânuțele. Noi hai să mergem de aici. Hai să închidem și ușa după el. Și ne-a zis că am văzut acolo la setări că o să fie niște chei. Uite cheile. Ok. A venit ăla? Mamă! Când te prind, ai belicula. Foaie lău cum arată ăla. Cum e cheile în mână? Mamă, se face fix, cred. Am și uitat. Tab. Ah. Puteți să cheiem, să încuiem așa? Uite, acum e încuiată. Ok, pe asta înseamnă... Când mai pot să mai deschid ușa. Aolo! Ia, puteți să interacționăm cu asta. Pun de box. Ah, probabil ăsta o să vină să mănânce gogoșile, gen. Da. Cam asta cred că o să facă. Putem interacționa și cu asta, văd. Ah, ok. Și pot să mă ascund. Opa! Hai repede! Repede că nu mai e mult timp până intră ăla. Ia! It was exactly when the man approached the front door. Ok. Deci pe Junior l-am încuiat. Asta e bine. The door was left unlocked, but the man was unable to open it. Ia. Cum ne bă, nu ne vede? E, oricum trebuia să încui ușa, ce-i drept. Ok. A box of donuts. A, și le-am mâncat. L-am luat. Ok. Deja au trecut 2 minute. Ok. Vedem că merge. Ușa e încuiat, n-ai ce să facă. Bro. A spart ușa, mă. Gură de miel. Adică, nu e asta variantă, deci cumva cred că trebuie să încuiem toate ușile, cred. Dar ce, cine e basta la discotecă aici? A, e poliția. Da. A luat păpuștulica al nostru. Ceea ce mi-e de bine. Dar putem să facem ceva. Deci să ne gândim.
cum am putea noi să blocăm? Ne-a dat crash jocul. Ok, băieți, am revenit. Haideți să ne facem treaba pentru că ba piciorul în el de joc. Cred că acum de început nu o să fie nimeni aici. Da. Vedem că nu este nimeni. Haide să luăm cheile din prima. Așa ziceam și eu. Asta trebuie să o deschidem. Da. Tu. În primul rând, hai să blocăm ușa. Ok. Tu. Nu știu, vii cu mine. A zis să-l ascundem în baie de data asta. Și... Ah. Ok. Haide, bagă-te mai repede. Ne luăm cheile în mână. Haide. Ok. Încuiem și ușa asta. Că poate îi trece timpul, știi ce zic? Ok. Și 58. Mai avem ceva de făcut? Frigider. Pot să încap aici? Ah, nu încap. Atunci... Ne băgăm sub masă. Hai să vedem. Vedem ce se întâmplă. It's exactly așa, dar nu așa ce așa de frondă. Am uitat să încui ușa, bă. Am uitat să încui ușa de la intrare. Ah. Sper că dacă o să rămână, nu știu să zic, un minut lipsă, măcar știu că ce trebuie să fac. A large and heavy couch, ok. Și a intrat. Hai să vedem. Deci prima oară se la gogoș. Ok. 2 și 2. Spune că ce mai întâi la și la frigider. E bine că m-am dus mai întâi în frigider, că dacă făceam asta era o greșeală majoră de tot. Ok. Oh, shit. Sper că nu-l vede. What? Ah, putem să-l ascund aici. Ah, vine la de bine. Și acum spune că nu e la dreapta. Da, fiu. Și asta era închisă. 30 secunde. Și intră și aici. 24. But he found nothing. Gata? 25! 25, mă! The man's time was up. And he saw us quickly went from the window left. Mamă, ce du-te! Mamă, ce viteză a prins! Oaleu! Deci da, nu trebuie să încuiem neapărat ușa.
trebuia să ne dăm seama de unele locații. E bine că nu mi-am dat seama repede unde pot să-l ascund, pentru că le-am dat de ele prima oară și de restul n-am dat, gen sub chiuvetă, nu știam că pot să te ascund și în frigider la fel. Bă, da, știu un frigider, dar nu l-am ascuns pe el, am încercat prima oară să mă ascund pe mine, ca și mama iepurelui. Și da, n-a ascuns pe Junior și văd că a plecat. Mama, a plecat? A plecat, nu te îngrijora. Ura! I knew you called it. Ok. Oh, nu. Ce? Am încălzat toate gogoșile. Am vrut și ora. Bă, dar du-te, mă! După ce că te-am salvat, mai vrei și gogoși? Îți iau mâine altele, dar totuși. Oh. And don't scare me like that. I'll bring you some for more tomorrow, ok? Ok. Și Junior? Oh. No more cărți blestemate, ok? Nu vreau să mai trec prin ce am trecut acum sau ceva de genul ăsta. Dar cum rămâne... Dar ce o să facem în legătură cu femeia de la ușă? Really, nigga? Cine? Haha, just kidding. What am I doing? Ce o să fac cu tine, a? Și atât este jocul? The Man from the Window? Wow. Da, este un joc funny. Nu este... Nu e, adică nu e să te sperii sau ceva de genul ăsta. Este un joc simplu, foarte scurt. O să vă las link-ul în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. Uitați like, share și subscribe. Și noi o să vedem data viitoare cu un nou episod. Ciao!